este un cântec de cocoși pe care Dumnezeu ne trezește și ne avertizează că suntem pe un drum greșit, că facem un lucru rău. Ne oprește din anumite acțiuni rele pe care le facem, păcătoase. Poate spune minciuni la un moment dat. Și auzim așa un cântec de cocoși. Un cuvânt din Scriptură care spune, ai mințit, pocăiește-te. Ai furat, pocăiește-te. Ai vorbit de rău, pocăiește-te. Sunt cântece de cocoși în care Dumnezeu ne vorbește. Unul din cântecele sau dintre cântecele de cocoși prin care Dumnezeu ne vorbește este cuvântul Său. Dumnezeu vorbește de veacuri, de sute de ani, de mii de ani prin cuvântul Său. Și ne spune, oprește-te, pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu, lasă păcatul, lasă lumea poftele ei, plăcerile ei de o clipă. Cu ăsta mergi în iad, dacă nu te pocăiești. Mergând pe drumul acesta lumii, mergi în iad, întoarce-te la Dumnezeu, crede în jertfa Domnului Iisus. Cine mai ascultă astăzi cuvântul lui Dumnezeu? Cine mai ia seama la acest cântec de cocoși al cuvântului Dumnezeu? La glasul Domnului Iisus, care încă mai cheamă de pe crucea Golgotei, cu mâinile larg deschise, veniți la mine toți cei păcătoși, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă mântuiesc, eu vă iert, eu vă voi da odihnă, eu vă voi da pace în sufletele voastre. Cine mai ascultă astăzi acest cântec de cocoși? Dumnezeu vorbește, spune cuvântul, când într-un fel, când într-altul. Ne vorbește unora prin catastrofe naturale pe care le vedem în jurul nostru și care ne uimesc. Uragane care lovesc frecvent America. Știm că în America creștinismul este tot mai rar. Cu toate că America este numită țară creștină. Și toți americanii, aproape toți americanii se declară creștini, se declară baptiști. Toate astea, cuvântul nu se mai trăiește în America. Spunea un american, Paul Washer, mare evanghelist, care este un american serios, credincios serios, că americanii din Evanghelia, care o trăiesc, merg în iad 90% sau nu știu cât, în ce procente folosesc. Deci lucruri care te uimesc, așa. Cine mai ia seama la lucrurile acestea, la catastrofele acestea naturale prin care Dumnezeu vorbește? Uragane, inundații, tsunami. Dumnezeu vorbește prin tot felul de lucruri. Prin natura aceasta pe care, care este, prin care Dumnezeu își arată puterea Lui. Am văzut așa ce înseamnă un tsunami. Curăță tot în cap. Unde trece, nu mai rămâne nimic. Sau un uragan. Așa, probabil a fost așa doar o tornadă din aceasta mai mică. Și când am văzut ce a rămas în urma tornadei, m-am îngrozit. Dacă se trece un uragan, un taifun. Ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Și faptul că Dumnezeu ține totul sub control. Spune cuvântul că dacă tu îți tragi mâna doar o clipă, totul pierde. Și noi mai ținem noi cont de cuvântul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu. Mai ținem noi cont de voia lui Dumnezeu, de acest cântec de cocoși în care Dumnezeu încă mai vorbește. Un alt cântec de cocoși sunt cimitirele. Cimitirele ne vorbesc. Într-o zi vei fi și tu aici. Mai ținem noi cont de lucrul acesta. Într-o zi vom merge în veșnicie, așa cum auzeam. Un frate a murit zilele acestea. Am mers la mormântare ieri și aseară am mers și soția noastră. Ce este viața noastră? Mai ținem noi cont de lucrurile acestea? Citeam astăzi o istorie despre un om bogat care i-a făcut o casă fiului său. I-a făcut toate condițiile în casa aceea. I-a făcut o frumoasă, cu etaj. I-a sugrăvit-o cu cele mai frumoase bopsele și cu cele mai frumoase culori. I-a făcut piscină în curte, flori, tot ce vrea. I-a luat mașini, i-a făcut garaj, i-a făcut așa, casa, a ornat-o cu
lucruri de valoare, cu lucruri de preț, așa, tablouri de valoare, tot felul de obiecte de valoare. S-a mutat fiul lui în acea casă frumoasă, s-a bucurat câteva ore de ea și după câteva zile a părăsit-o. Tot se întreba, domnule, dar de ce nu mai vine el acasă? De ce nu mai vrea să se ducă acolo? O casă așa de frumoasă și așa de reușită. Și explicația fiului acestui om bogat a fost aceasta, că cei care au făcut casa nu au ținut cont, proiectatorul a ținut cont că din casă de la el se vedea un cimitir. Ceea că îl deranjează lucrul acesta. Îl îngrozește faptul că vede mereu cimitirul acela și oameni care merg acolo mereu la cimitir să îi îngroape pe alții. Gândul acesta la veșnicie îl îngrozea. Gândul că va muri într-o zi îl îngrozea. La cimitire. Sunt un cântec de cocoși care ar trebui să ne trezească ca și pe Petru. Să ne spună și tu într-o zi vei merge acolo. Vei fi pus într-un mormânt. Zilele de naștere pe care le sărbătorim noi în familia noastră suntem mai mulți, așa suntem o familie mai numeroasă și cam în fiecare lună avem onomastici. Sunt familie. Bapă la unii, bapă la cumnat, bapă la cumnat, alții, bapă la noi. Cam în fiecare lună sunt. Toate acestea sunt un cântec de popor și trec anii. Copii de ani au trecut, trește în înălțime. Trec ani, îmbătrânim, ajungem în veșnicie. Ne-am pocăit noi de starea noastră. Pe Petru, acest cântec de cocoși l-a trezit. Și ce cuvântul că a ieșit afară și a plâns cu amar. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. L-a oprit din starea lui de păcat în care trăia, în vorbele lui de lepădare de Domnul Iisus, și spune că Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Chiar în acea clipă a cântat cocoșul, iar Domnul Iisus spune că s-a întors cu o privire blândă și s-a uitat țintă la Petru. Privirea Domnului Iisus blândă, plină de dragoste, plină de iubire și cântecul de cocoși l-au determinat pe Petru să se pocăiască. M-a marcat așa faptul că Domnul Iisus s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Siguranță, în privirea Domnului Iisus n-a fost ură, n-a fost dușmănie, n-a fost reproș să-i spun așa prin privirea lui, ce ai făcut, măi, Petru? Ai lepădat de mine? Nu. Și în ciuda situației critice în care se afla Domnul Iisus, că era acolo în curtea Marelui Preot, ca să meargă la judecată. A fost dus de acolo la judecată, a fost judecat și condamnat la moarte. A fost omorât, chiar în acea zi. Domnul Iisus știa pe unde trebuie să meargă, știa unde trebuie să ajungă, să fie răstignit pe cruce. Și în ciuda situației lui critice în care se găsea, n-a ezitat să se întoarcă cu o privire blândă și plină de dragoste la Petru, să-l privească în ochi și să-i aducă aminte de vorba pe care o spusese. Înainte să cânte cocoșul, tu te vei lepăda de mine și vei spune că nu mă cunoști. O diferență între mustrarea plină de dragoste a Domnului Iisus și mustrările pe care le facem noi. Noi așa am fi reacționat? Dar dacă greșește cineva și cade cineva în vreun păcat, cine mai place să-l judecăm astfel, să îi ținem așa predici de morală, să se trezească, Domne, că trăiește în păcat. Domnul Iisus n-a făcut așa. Și mai târziu, peste câteva zile, la Marea Tiberiadei, tot pe Petru îl ia deoparte și plin de dragoste, Domnul Iisus îl întreabă pe Petru, nici cum, măi, te-ai lepădat de bine, măi, te-ai văzut că așa a fost într-o zi, nu? Îi zice, mă iubești? Oare că Petru tremura, Doamne, acum să vezi ce-mi zice. Dar nu trebuie să zic nimic. Și îl întreabă plin de iubire și plin de dragoste, zice, mă iubești? Așa am mustit tu, Doamne Iisuse, pe Petru. Așa l-am mustit.
chiar și pe Iuda, care venise să-L vândă pe Domnul Iisus în Ghetsemania, acolo, cu câteva ore mai înainte, chiar și pe Iuda, în întâmpirea niște cuvinte care pe noi ne uimesc. Vreau să-i zic că trădătorule, vânzătorule, nu așa ar fi zis, nu așa? Domnul Iisus îi zice, prietene, ce vrei să faci? Fără tu. Nu așa am fi zis? Câtă diferență între felul cum mustră Domnul Iisus pe cineva și felul cum mustrăm noi. Și privirea Domnului Iisus și cântecul de cocoș, așa cum spuneam, l-au trezit pe Petru și l-au determinat să se pocăiască. Versetul 62. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Aceasta înseamnă pocăință. Ați părea rău de ceea ce ai făcut. Toți am păcătuit. Toți au păcătuit, zice Pavel. Și noi cu puterile noastre nu putem birui păcatul. Atunci când ne credem tari, atunci suntem slabi. Apostolul Pavel, marele apostol Pavel, spunea, când sunt slab, atunci sunt tare. Și atunci când cred eu că pot eu ceva, când vreau să fac binele, vreau să fac bine, nu-l fac. Rău este lipit de mine. Și binele care vreau să-l fac, nu pot să-l fac. Iar rău care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Să nu credem că suntem stăpâni pe noi și putem noi să facem ceva. Ci să învățăm și noi la Petru, atunci când ne credem tari și ne crede că stăm în picioare, spunea tot apostolul Pavel, să ia seama să nu cadă. Atunci când suntem tari, să rugăm pe Domnul Iisus, Doamne Iisuse, îndură-te de noi. Nu ne-a lăsat tu să cădem. Pentru că putem și noi așa de ușor, ca și Petru, să cădem. Și să învățăm de la Petru că el, după ce a ajuns în situația aceasta să-și plângă păcatul cu amar, de atunci s-a pocăit cu adevărat și după aceea avea să ne dea și nouă o lecție de neuitat, mai ales tinerilor. Spune tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenia, să ne zmerim înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu, să-L credem pe Domnul Iisus și atunci când avertizează de câte un lucru rău, de câte o eventuală cădere, să-L credem pe Domnul Iisus, să nu ne credem că noi putem să biruim acele lucruri rele și El este acela care ne poate scoate de viitor. El este acela care ne poate ajuta să trăim o viață după voia Lui. El să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.